episodul 1, seria 2 din Stax TV. Primul episod în care scoatem aburda, asta e un nou efect de la camera lui Dobrescu. Primul episod din 2019, primul episod, nu v-am zis la mulți ani, pe 2019. Primul episod cu o mașină de teren modificată. Ne aflăm aici alături de Dragoș, mulțumesc că ai acceptat invitația și nu te-ai speriat de noi. O să vorbim de un Jeep Wrangler Rubicon sau Wrangler normal? Wrangler Rubicon. Wrangler Rubicon, care pe lângă faptul că el e tare din fabrică, pentru că echiparea Rubicon vine cu blocanți față-spate și exact tot ce trebuie pentru off-road și în momentul de față e printre puținele mașini care se mai produc cu punte rigidă pe față, exact, în care poți cumpăra 0 km. Pe lângă toate dotările astea, Dragoș a zis: băi nene, băi, hai și eu că vă arăt eu cum se face treaba și o să vedeți în clip. Pune-ne mai întâi cum ai ajuns la această categorie de mașină, adică la mașina asta de teren, de off-road, de unde a plecat pasiunea și ce te-a făcut să ajungi? Istoria este relativ simplă. Să zicem că more or less cochetam cu ideea de off-road având un Subaru Forester. Ok. 2 litri diesel. O mașină corectă. Corectă, să zicem, corect. Ok. Nu chiar de off-road, dar asta e. Na, dacă apa aia o aveai. Și fiind destul de veche, trebuia să o schimb. Avea vreo 8 ani și ceva, aproape 9 ani. Asta s-a întâmplat în 2017. Nașul meu, fiind un patrolist vechi, da, tu poate ai auzit de el, Coala, da, cu siguranță. Da, m-am auzit, da. Și care a trecut la Wrangler-uri. Și eu aș trece, da. Cu vreo 3 ani în urmă, m-a luat la o întâlnire Jeep. Ok, da, știu. În 2017, care... exact, este clubul, Asociația Jeep Club România, okay, care organizează câteva întâlniri pe an. Pentru fanii modelului. Exact. Și am fost la o întâlnire cu ei, la Câmpul Lung, foarte fain, am rămas mut. Mamă, mi-au dat asta, mă, să mor eu. Nu, dar în momentul în care te duci în teren, mai ales dacă n-ai mai fost în teren destul, da, de des, așa și e, vezi 25 de wranglere și vezi pe unde se bagă, zici da, mâine mi-au mașină. Corect, așa e. Mulți... La mine n-a fost mâine, a fost a treia zi și am dat comandă de mașină. Băi, sunt mulți care o să meargă cu tine la off-road, o să vezi, sunt mulți care o să meargă în dreapta și o să zică mâine mă și mi-au mașină. Dar nu, eu chiar asta am făcut. Procentajul e foarte mic, da. Tu ești unul dintre cei care deci a fost eu chiar asta am făcut în iulie, 2017, am comandat mașina, a venit la începutul august. Deci tu ai mașina de aproape un an? Un an și 4 luni. Bun, ok. Țineți minte, un an și 4 luni. Okay. Mașina nouă. Mașina nouă, da. Nouă. Bine, are deja 33.000. Mulți ani, kilometri, adică... mai mult. Nu mai e nouă, dar mă rog. Bun, și ai luat mașina. Și în acest nouă, un an și am modificat-o. Păi cum? Cum ai la concluzie? Păi, mergând în teren cu prietenii din club... Ce faci, mă? Păi n-ai dalea, mă. Fiecare are câte o mică mare modificare pe acolo, pe acolo, pe acolo. Nu, primul lucru, am vorbit destul de mult, există și un forum dedicat mărcii, unde sunt destul de multe chestii de explicat și explicate bine și modificări și așa mai departe. Și am și vorbit cu destul de mulți, între care cele mai bune sfaturi le-am primit de la Andy, cel care, da, 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 cel care mi te-a recomandat, da, și invers, da, 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 de la Andy Popescu. Da. Și așa am ajuns să încep să modific. Și am făcut destul multe, de multe modificări. Hai să o luăm încet așa. De unde? Păi, din față, încet, din spate, de jos în sus. De jos în sus. De jos în sus. Bun. De jos în Anvelope. Sus. De jos în sus. Păi de acolo am plecat, de la cauciucuri, că toată lumea avea cauciucuri mai mari, că alea stock sunt arată mai bine. Micuți. Da, nu, da, și în teren te aștept cauciucuri mai mari. Ok. Găsești alte profile mai, okay, agresive pentru noroi, pentru noroi, pietre, pentru pietre, da? Ok. Și toată lumea m-a sfătuit să mă duc doar la 33, că de la 31.5 la 33, că asta e uzual, să nu fac mari modificări, să da, oamenii, da. Da, fiecare cu, da, iau încet. Și am spus: corect, nu, eu nu iau încet, mă duc direct la ce vreau. Da, 37, adică, sau 40. Adică e o vorbă din vânzări și zice așa: domnule, vreau o singură opțiune, care? Să fie full. Ceva de genul. E simplu. Ceva de o singură opțiune în care să fie full. Bun, da, deci toate modificările. Am plecat de la 37, între 37 și 40.
Și am zis, dacă pun 40 cumva vreodată, va trebui chid de înălțare suficient de mare. Okay. Am mers pe un chid de 4,5. Din câte știu, la ora asta încă e singurul în gașca noastră de 4,5, restul au de 3,5. Bun, acest chid de înălțare este compus doar din arcuri și amortizoare sau vine și cu body lift? Nu, vine cu brațe, cu tot, deci este un chid complet. Ok, bun. Inclusiv cu high steer. Bări și așa mai departe. Da. Bări, panhard probabil. Exact. Pe acolo. Bări, panhard, sunt mai multe lucruri. Reglabile. Tie rod, da. Drag link, tie rod și așa mai departe. Deci absolut tot. Deci tot ce înseamnă suspensie. Da. Tot ce înseamnă suspensie. Cât costă o suspensie de genul ăsta la Jeep? Păi, o suspensie de genul ăsta, eu spun prețul din state. Da, da, da. Adus aici, normal că e mai scump, e undeva în jur de 3000 de euro. 3000 de dolari, dar tu ai optat pentru o suspensie Fox? Da, cu Fox-uri vorbesc. Fox-uri care sunt foarte bune, adică sunt foarte bune, da, Fox-urile pe lângă cei 3000 mai bagi 1000 și. Deci Fox-urile pe care le am eu sunt cu rezervor și cele patru amortizoare separat. Nu intră în kit de obicei. Mm-hmm. Există și kituri complete cu amortizoare, dar în cazul meu kitul a fost fără amortizoare. Amortizoarele separat au fost 1400 de euro, ceva de genul ăsta. Deci un high-end al suspensiei Fox, ca să zic duce la 5.000 de euro. 5.000 de euro. Bun. Less. Deci ai pus suspensie, fără, suspensie, nu mai zic de brațe și așa mai departe. Suspensie. Bun, mai sus, s-am văzut praguri, bări. Mai, nu m-am dus mai sus încă, nu, că m-am gândit, ok, pun suspensia, pun roți mari. Ok. Dar merg cu axele stock, nu prea e ok. Ok. Da? Și atunci le-am ranforsat. Bun. Deci am luat niște kituri de ranforsare pentru față și spate. Bun. Ale punților. Ale punților, pentru adică, punți. Cel puțin ce este pentru în punte, punți. Să fie un pic ranforsat. E toată puntea ranforsată, toată o să vedeți. O să vedem, da? O să vedeți și voi. Da? Am schimbat planetare. Ce asta o planetare? Ce doriți, Daci? Da, am schimbat cu unele dintr-un material mai rezistent, de cele mai rezistente. Am schimbat rapoartele, cu toate că rapoartele stock, să zicem că sunt bunicele, în momentul în care pui o roată mare, clar trebuie să pui și un rapor mai mare, normal. Ca să poată să-ți învârtă roata. Tu ai schimbat rapoartele ca oamenii să înțeleagă ca mașina să se comporte ok având roți mari. Adică ai schimbat rapoartele pentru ca mașina să se miște bine, se nu miște. Ca să fie mai rezistentă și să nu se... Nu, ca să se miște, să bine, se miște bine cu roțile astea mari. Exact. Okay. Și la rapoarte am mers prima dată, deci stock sunt 3,73, m-am dus la 4,56, care este un raport foarte ok, dar nu, cei care știu jeepuri o să știe. Foarte bine, zile tu, eu tac din gură, băi, lasă-mi să vorbească, las frate. Am mers la 4,56, care sunt excelent în teren pentru varianta mea de modificări, numai că pe șosea... Sau SO. Și atunci m-am coborât mai jos la 4.11. Ce înseamnă asta? Pe șosea. Pe șosea înseamnă... Nu este ok pentru că la o anumită viteză în sus mașina începe să încălzească foarte tare. Având roți foarte mari, având rapoarte mai mari. Ok. Se încălzește ce? Apa motorului? Da, da. Se încălzește motorul. Mergi turat? Nu, nemergând turat. Ok. Nu, mergând normal, în turații normale, sigur că fiind roțile mai mari, te mergi puțin mai turat. Ok. Ca să ai aceeași viteză, obligatoriu. Asta e. E logic, ce da? Să facem. Și atunci motorul se încălzește, dar se încălzește la modul că poate să fiarbă. Adică, în momentul în care ridici un dulap de ăsta pe roți, că ăsta e un dulap. Nu da, aerodinamică zero. Aerodinamică zero. În momentul în care îl ridici, cu cât ridici mai tare, cu atât ai centru de greutate mai sus. Corect. Și cu atâta va merge mai nașpa. Pe asfalt. Da, corect. Nu în teren, ci pe asfalt.
modificările acțiunii mașinii, exact cum spuneam și înainte de filmare, știi, nu poate să... Să pace și capra și varza în cazul ăsta. Nu. Mașina e făcută din fabrică să meargă bine pe tot, toate felurile de teren, absolut, să meargă de acord. Bine, nu foarte bine. Tu ai mers într-o modificare în care mergi foarte bine în teren. Corect. Mergând foarte bine în teren, nu mai poți să mergi foarte bine pe asfalt. Să mergi pe asfalt. Absolut și de acord. Și acum pun eu o întrebare, de o aveam mai devreme de la un prieten, de vrea să-și cumpere și spunea, cum mergi noi pe 37 până la mare? Că eu vreau să merg până la mare. Cum merg? Foarte frumos. Cu ce viteză mergi tu? Pe autostradă, 110-120. Păi, vezi, asta am zis și eu. Mi se pare mai mult decât decent. Da, nu, mai mult nu mergi, că nu poți să mergi, dar 110 este 100, 110 pac, și te-ai dus frumos. Este o viteză nu absolut civilizată, normală. Da, problema cu mașinile astea nu este numai că ele nu pot merge tare, ele pot merge tare, adică sunt ferm convins că da, mașina asta poate să ajungă la 150 de km la oră, echipată așa cum e, forțată la maxim, dar unul la mână nu ai de ce nu să vrei ce. Să forțezi mașina în continuu, adică nu văd de ce ai face asta, unul la mână. Și doi la mână au niște probleme cu frânarea, frate, adică mașinile astea sunt mari și grele. Mari și adică grele. Nu vă gândiți normal că la 100 nu mai oprești la fel ca la 100 deci sau la 70. Că da, într-adevăr, dacă confortul din mașinile astea, pentru că sunt ani de fabricație 2017-2018, confortul îți conferă siguranța de a merge cu 120 de km la oră, în momentul în care vrei să te oprești, o să ai o surpriză. Corect. Neplăcută. Adică corect. E bine absolut să conștientizezi faptul că tu utilizezi pe drumurile publice un utilaj. Adică nu utilizezi un autoturism. Este un utilaj care e bine să-l utilizezi în limita bunului simț, să nu încerci să-i depășești specificațiile și puterile lui, pentru că nu e bine, nu e indicat. Bun, ce mi-ai spus tu în culise, că am reușit să vorbim cu el 5 minute până am creat acest efect de abur aici în cameră, și îmi spune că e singura ta mașină. Da, e mașina mea de zi cu zi. cum e viața cu un Wrangler cu roți pe 37? E foarte fain, pentru că plecând acum de la roții ăsta de 37, mai sunt niște modificări pe care, de care n-am vorbit. Te rog. Și pe care le-am făcut. Te rog. Deci odată în momentul în care poți pui roți foarte mari, după cum am zis, motorul tinde să meargă mai cald. Ok. Uneori mult mai cald decât e ok. Și atunci am încercat o variantă să încerc să-l răcesc. Și tot la sugestiile lui Andy, el a avut niște idei foarte interesante pe care eu le-am și pus în aplicare. Am schimbat radiatorul cu unul complet din aluminiu. Okay. La stock era... Custom făcut, nu? Este făcut de o firmă din Italia, special pentru Wrangler. Okay. Și este complet din aluminiu. Perfect. Are cam cu 50% mai mult lichid în interior. Okay. Și cel mai important a fost nu numai că am schimbat radiatorul, ci că am mai pus o pompă de apă în plus. Okay. La ieșirea din radiator este o pompă de apă electrică. Suplimentare electrică pentru a circula mai repede. Cu debit variabil pentru a circula... A face circuitul mai rapid exact, un pic. Exact, okay. Exact. Ceea ce este foarte important. Merge bine mașina? Da, merge bine. Mai important. Nu se mai încălzește. Dacă dai în ea la 150, se va încălzi cu siguranță. Deci, nu se mai încălzește, nu se încălzea. Da, nu se deci mai încălzește. Deci pot să merg vara la 40 de grade cu 110-120 și... Și cu aer condiționat pornit. Și cu aer condiționat pornit și nu sare de 107-108 grade. Ok. Ceea ce deci este absolut ok. Deci asta să înțeleg că e o jeep thing. Da, deci da, pentru, da, chestia cu încălzirea. Dar este absolut normal în momentul în care modifici o mașină stock cu un motor da, mă, stock și pui, atrage multe pui câteva sute de kilograme în plus pe ea, este normal să se întâmple așa, este așa. Absolut normal. Okay. Este logic. Deci asta a fost una din modificări și răcirea motorului. În aceeași idee și capota ai schimbat, o să vedeți că okay. capotă. Da, să, da, să irisește mai bine motorul. Exact. Da, apropo de discuția asta cu motorul, vezi, dacă ar fi să-i găsesc o hibă, ți-aș spune care este și este... Deci nu e găsit, deci nu-l spui. Păi ba, ți-o spun, ți-o spun, de ce să nu ți-o spun? Pentru că e o chestie pe care n-am înțeles niciodată, spre deosebire de marea majoritate a producătorilor de mașini off-road care pun intercooler-ul deasupra motorului, okay, ceea ce este absolut civilizat și normal, da, okay. Ăștia de la Jeep îl pun în față. Unde ai sandwich, nu, ai sandwich acolo de radiatoare și nu să... Da, exact. Da. Și l-ai schimbat? Nu, deocamdată nu i-a schimbat, dar mă gândesc să fac și treaba asta, da. Exact. Depinde de traseu, pe unde vine tu. Da, eu știu, nu e foarte ușor, dar se poate face. Se poate face. Se poate face și
cred că asta este unul din minusuri. Deci ăsta ar fi trebuit să gândească din start să-l pun acolo. Părerea mea, da, intercoolerul, da. Și cealaltă modificare, apropo de mersul facil și pe șosea, dar și în off-road, da, și care din punctul meu de vedere a fost cea mai bună modificare făcută de mine, a fost să-i pun direcția asistată. Deci am schimbat caseta de direcție, pompa de servo, okay. Da, plus cilindrul de direcție, care este un cilindru hidraulic. Da, asta spun, că mulți am văzut că folosesc o direcție hidraulică în momentul în care da, este asta este asistată hidraulic, da? Deci, practic, cilindrul de direcție este asistat hidraulic din casetă. Mai este un alt circuit care e special pentru cilindru. Direcție, pentru exact, cilindru. Da? Okay. Și în momentul de față, practic, indiferent unde ești, că ești în teren sau ești pe șosea, poți cu un singur deget să îngâți deci volanul. Deci ai butonul ăla de City de la Fiat 500. Da, ceva de genul. Este foarte important pentru roți foarte mari. Cu cât roțile sunt mai mari, cu atât mai greu de mișcat. Corect. Cu o direcție uzuală, servo, normală. Cu atâta șocurile în direcție, șocurile sunt mai mari. Caseta de direcție, spre deosebire de cea stock, axul de la casetă e dublu, ca și diametru. Deci corect, da. E altceva. Automat, când este spui altceva. Ce faci, mă, mi-am luat roți. A. Pune-le, nu e chiar așa. Vezi, frate, că nu, nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Din punctul meu de vedere, din experiența mea, există două, să zicem, există un nivel, două nivele. Un nivel este până la 35, roți până la 35, okay. Unde poți să faci multe chestii fără să schimbi mult. Da, 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 da. E okay. Adică e civilizat. E civilizat. Da, de la 35 în sus, de la 37-40, deja e haos. Intri da, adică nu-ți vine să crezi, de la 37, da. Câte trebuie să câte modifici? Trebuie să modifici în plus. Pentru 37. Da, 35 e, se lăudau băieții ăștia de la Jeep cu modelul nou și spuneau că pe modelul nou poți să pui 35 fără nicio modificare din fabrică. Așa bună, au zis. Bună glumă, da. Așa au zis. Așa au zis. Acum nu știu. Îți spun eu că nu. M-am uitat la modelul nou așa și fără modificare nu o să poți pui 35. Așa au zis. Domnule, 33 poți. 33 intră din fabrică, este m-au mințit, ok. M-au mințit ca pe fraiere. Bine, nu, eu am văzut asta într-un review al designerului modelului nou de pe YouTube când s-a lansat. Când s-a lansat, la Detroit, da, așa au spus. Nu știu, așa au spus. Doamne, așa intră 35. Nu intră 35. Ăsta, nu dacă mă întreb pe mine, nu intră 35. Da, așa au zis. Eu am văzut mașini. Dar oricum, probabil că cu mici modificări intră și 35. Da. Eu aștept cu interes Jeep Gladiator. Gladiatorul care este va fi un pickup, un truck. L-am văzut, da, e lung rău de tot. Nu se pare lung rău de tot. Eu aștept, adică eu aștept versiunea 45 minim. Aștept versiunea în 20, care o să fie mai scurt. Sper să o scoată și aștept motorizarea nouă care să fie probabil un 3 litri diesel, așa au zis la Gladiator. Da, să vedem. Dacă îl pun și pe ce facem cu ăsta la euro în cap. Nu știu, nu știu ce facem. Este bună întrebare. Am avut discuția, cu 2-3 zile pe grupul de Jeep. Da. Ce au zis băieții oare? Păi băieții n-au zis nimic. Ce să zică? Păi nu are mai să zică. E bună. Lasă-mă, n-ai văzut intri stânc și nu pățește nimic mașina. Nu, întreb. Și e bună, e bine, ține cu casă. Întrebarea este alta, pe care am avut-o eu, sau cel puțin eu am avut și numai eu. Te rog. GK-ul în 2017, deci mașina mea, a avut 3 stele în cap. Bun. De la 3 a scăzut la 1. Da. Nu știu ce se întâmplă. Foarte interesant. Da, nici eu nu știu. Da, nu știu. Bine, nu, pentru o mașină de genul ăsta ține cont în primul rând de faptul că acoperișul e fibră, da? Sau e soft top. Da. Deci din start acolo pierde la stele. Da, eu cred că americanii, pentru că asta e o mașină produsă de americani, nu e produsă corect de europeni. Nu țin cont de testul Euro NCAP. Adică nu e adevărat. Nu produc mașina conform testului Euro NCAP și atunci probabil că are un colț care pierde stele, aici nu se deformează capotul, nu știu cât, caroseria Corect. Fiind cu șasiu și așa nu se deformează. Păi ce să fac? Da, la șasiu? Există deformare, adică, dacă ai să vezi, probabil că ai văzut clipulețul la lovitura frontală laterală. Aia, da. Cea din doar aia dintr-o parte. Roată, aia da. Când o ia roată. Da. Acolo da. Când dai cu șasiu, dacă dai perete, cu toată mașina, da. nu s-a deformat atât de mult și nici din lateral n-a fost deformat atât de mare. De exemplu, dacă ar face un test, să zicem cu mașina asta, împotriva altei mașini,
adică o coliziune frontală în trafic, eu sunt ferm convins că ești mult mai în siguranță din cauza masei și din cauza șasiului, tu personal. Da. Într-adevăr, e o decelerare puternică, că mașina nu absorbe șocul prin deformare, dar cel din mașina opusă îți garantez că nu e bine că s-a întâlnit cu tine. E vorba de masa Probabil că da. O muți pe acolo și... dar, na, așa se face testul, acum toată lumea face vâlvă, dar știți cum e, reclama e bună, oricum ar fi ea, și pozitivă și negativă, tot reclamă la Jeep Wrangler este. Corect. Toată lumea a dat share, o stea e oră în cap. Lasă-o, frate, că e bine așa, afla lumea de Jeep. Eu îți mulțumesc mult pentru interviul lung. Pentru puțin, asta pe e. Pe care oamenii și-l sper doresc. Sper să-l urmărească. Și-l doresc cu ardoare și tot timpul ne spun că trebuie să fie mai lungi clipurile astea. Noi le facem separat, mașina versus interviu, pentru că dacă voi considerați că eu vorbesc foarte mult sau invitatul meu nu are lucruri interesante pentru voi, vă uitați doar la poze, știți? Adică sunt niște reviste cu poze și cu scris. Și voi vă alegeți. Bă, ce facem? Nu uităm la poze. Mamă, ce mișto e asta, știi? Dacă vrei să și citești ce a scris omul acolo, ai dreptul de a te uita în continuare la video. Dacă nu, skip mai departe, next, like, unlike. Nu uitați de subscribe, nu uitați de tricouri. O să apară și cu Wrangler-ul tricou. Eu am Wrangler-ul aici pe stax. Dar momentan a apărut cu Patrol și pentru că nu filmasem cu un Jeep Wrangler, am zis, bă, să nu scoatem hanoracul și tricoul cu Jeep Wrangler la noi pe shop. Căciul, sunt ferm convins că acum sunt, în momentul de față primesc toate mesajele eu, dar nu uitați, dacă aveți întrebări legate de stoc, mr.dobrescu, pe Instagram vă răspunde, el de-abia așteaptă mesajele, adică el îmi scrie mie, bă, frate, mie nu-mi scrie nimeni, toată lumea, tot succesul și, știi? Deci vă rog eu frumos, e și Dobrescu cu mine în echipa asta, nu uitați de el. Dacă v-a plăcut și considerați că este util episodul, nu uitați să ne dați un share, pentru că doar așa putem să creștem și să mai luăm și noi tot felul de ustensile de care avem nevoie. Îți mulțumesc încă o dată, Dragoș, pentru disponibilitate. Mergem să facem filmarea cu mașina în teren și Q&A-ul, să vedem ce întrebări avem pentru tine.